Dacă erați în situația de acum și jucătorii erau alături de dumneavoastră, v-ar fi... Dacă erați în situația lui Flaviu Stoican, v-ar fi bucurat sprijinul lor? V-ar fi arătat oarecare coeziune și ați fi înțeles implicarea lor? Dragii mei, păi au ajuns, ok, jucătorii, acum stă voi, ce, oare ce vor jucătorii? Până, stați să vă spun, o paranteză, până să vină ăsta, erau întrebați, domnii lideri, de program, chiar și de echipă. Mi-au zis cei care erau acolo, cu colaboratori. Haideți să vă spun ce am găsit eu la Dinamo și atunci chiar am vorbit. Păi 80% erau grași. Și ce s-a întâmplat la media? Și haideți că, ca să vedeți profesioniștii. După conferința de presă, cred că a durat o jumătate de oră după meci, am un autocar, eram parcare la media și plecam acasă. 3/4 din echipă mâncau hamburger. Deci, carne tocată după meci. Cine credeți că a luat comandă, spătarul șef? Da? Filip, cu 3 ore înainte de meci. Păi, eu aveam acces și la grupul lor. Da? Și l-am pe mesaje. Păi, vi se pare corect? Că făcuse comandă de hamburger sau cum? Decid soarta lui Resnic? Decid soarta lui Stoican? Ei trebuie să decidă în teren. Dar până acum n-au făcut-o, că n-au jucat nici Rednic, nici Bonetti, nici Urin, nici Stoican acum. N-au jucat. Ok, și antrenorul face tactica, schimbările, programul de antrenamente. Dar noi numai din moment ce schimb 4-5 antrenori într-un sezon regulat. E o problemă și la jucători. Culmea e aia, toți rămân care sunt acolo. Poate aici am greșit, că am spart buboiul. Spuneați puțin mai devreme, domnul Rednic. Dacă vrei să faci treabă și să eu știu, să mergi pe drumul bun, să faci un club profesionist, cu jucători care nu comentează că e antrenamentele grele de Danciu, Danciu-i de față. Dacă mai e Danciu, mai e acolo? Mai e. El a participat la antrenamentele mele. Dacă antrenamentele lui Rednic sunt ele grele, dar sunt plăcute, cu mici... Nu sunt căpăcăți. Confirm, mi-a zis de mai multe ori, fără să ajungem neapărat în situația asta, că ați fost dat afară de la Dinamo sau ceva. Mi-a spus dinainte, mi-a vorbit despre antrenamentele dumneavoastră. De antrenamente nici și jucătorii n-au voie să vorbească. Că ei nu se uită, nu mai deschid și o carte de fotbal. Vă spun eu că 3/4, nu numai de la jucătorii de la Dinamo, nici nu se uită la meciurile de Europa League sau Champions League. Au alte probleme ei. E ora cam târzie acum, mai ales că s-a mutat și la 10 fix, nu la 10 până sper. Dar n-au ce să vadă, n-au ce să înveți din meciurile astea. Domnule Rednic, a spus puțin mai devreme despre sume, 10.000 la instalare, la cutare, dar că n-ar ajunge la jucători. V-ar și întreba altceva. Există jucători la Dinamo, unii jucători de la Dinamo, care în momentul în care dumneavoastră erați acolo, au venit jucători care primul salariu trebuie să îl dea fetei dumneavoastră? Nu. Nu. Pentru că așa am primit așa niște informații că asta e o condiție. Primul salariu se varsă în alt cont. Nu există așa ceva. Cu jucătorii aduși de mine. Da. Dar bănuiesc ce aduși de dumneavoastră. Am mai zis unul care dovezi. Și la o conferință de presă. Păi dacă îți spun pe masă 100.000, 120.000, 150.000 și tu nu vii cu nicio dovadă și dumneavoastră tot îl mai sunați pe omul ăla. Păi, băi, fraților, eu puteam să iau 100.000 dacă aveam o dovadă că fica lui Rednic nu știu ce comisioane a luat. Păi cum, mă, din moment ce eu am făcut public? Băi, vino, mă, că-ți dau bani. Eu puteam să nu-i dau bani dacă omul venea cu act. Păi el a fost președinte la Dinamo, el avea acces la tot ce se întâmpla acolo. Păi, să vii cu dovezi, cu te povestit din surse, de lângă echipă, din vestiar și legat și de asta. La mine, deci să știa și meniul. Nu mai vorbesc, să știa echipa, cu 3 ore apărea pe site-ul al lui Rednic. Ce spunea Rednic, ce făcea Rednic de atmosferă? Băi, Danciu e acolo să vă spună ce atmosferă face Rednic la echipă. Ok, când e de distracție, distracție. Când e de treabă, e de treabă. Păi ce facem acum? Cum vrem să ajungem la nivelul celor de afară? Fără să ne antrenăm? Fără să doar să stăm, să povestim și să jucăm 5 contra 2 și nu știu, să jucăm pe PlayStation? Sau ce vor jucătorii de la Dinamo?
Chiar și în condițiile de care vorbiți dumneavoastră, nu vă așteptați ca dumneavoastră să obțineți mai mult, mai multe puncte, atât cât ați fost la Dinamo? Chiar și Da, cu toate astea pe care le-ați spus. Pierdut, deci au fost meciuri care s-au pierdut după minutul 90 față de meciurile care au fost și înaintea mea și acum, care deja, din nu știu cât, se pierde 2-0, 3-0. Deci a fost la muncă de cuțit și a fost, eu știu, greșel. Vreau să v-am zis că, în primul rând, antrenorul de mine și eu sunt de vină. Una și de, poate, de schimbări, dar au fost greșeli mari, individuale. Culmea, la jucători cu experiență, nu la cei tineri. Luat meciul de la Cuuta, când Filip în minutul 94 are mingea, avea 80 de soluții și a degajat la întâmplare în spatele lui unul și ghinion din spatele lui ăla s-a dus și a fost gol. La meciul cu ăstea la fel, nu vreau să dau nume. Deci mie mi-au gândit și mai vorbesc de alea două meciuri în care renumitul portar a făcut ce a făcut la meciul cu Chindia. Nu uitați că după minutul 90 sau 91 a făcut același penalti. Deci Indigo ca la meciul cu Chindia. Nu Chindia, cu Mioveni. Șansa mea că Popa a dat bar. Dar și ăla cred că trebuia să-l pierd ăla. Dar uite că nu l-am pierdut. Ca să eliminăm vreo suspiciune, poate e cineva care crede că ați ieșit să vorbiți acum pentru că ați fi interesat de post. Nu, mai nu reveniți la Dinamo, domnule Redi? La Dinamo actual eu nu mai vin. Veniți la un alt vin, Dinamo. La Dinamo actual, deci eu nu mai vin. La Dinamo actual, la ce vă referiți? La conducere? De ce trebuie să plătească doar antrenorii? Vă referiți la conducere? Păi, ce a dus Stoicav, un jucător? Îl judecăm numai pe Stoican? Sau ce, la Guardiola sau la ăștia la antrenori? Nu li se cere părerea? Ce jucător să vină? Mai există multe voci și mă alătur, care spun, dom'le, dar de ce se mai întoarce la o echipă după ce a mai plecat de vreo 2-3 ori? Inclusiv dumneavoastră, inclusiv sunt și alte exemple. De ce mai veniți după ce vă despărțiți, nu neapărat în cele mai bune condiții? Eu când am venit la Dinamo am spus de ce, că n-am mai vrut să vin și plus de asta am spus că nu mai au echipe în plin campionat. Și haideți să vorbim, că zicea la Iași că n-am reușit. Păi am luat Iașiul, în 15 etape au luat 4 puncte. Cu jucători neplătiți. Nu vreau ca să spun că, vezi, Doamne, i-am ajutat. Da, i-am ajutat, că altfel nu-și luau licența. Păi și atunci cum mă judeci eu când eu vin la o echipă care nu mai câștigase de 15 meciuri? A trebuit să schimb echipa. Ce jucători am adus la Iași? Lucasen, Omoh, Linas, Grădinaru și a mai fost un jucător la mijloc. Deci formați-mă o echipă acolo. La fel s-a întâmplat cum s-a întâmplat și cu deci că ultimul an care am fost la Dinamo. Tot așa au venit Iuda cu președintele, cu David. Nu ne interesează noi sezonul următor. După o săptămână mi s-a cerut de la Salvatorul, care era patronul echipei, nu rămâne doar Nistor cu salariu peste 6.000. Restul tot să plece. A fost o curățenie plus Grozavu, care a mai fost un fundaș central care a fost din Belgia, s-a făcut o curățenie. Și după aia când trebuia să intru în rol, să încep sezonul, să-mi fac eu pregătire cu jucătorii care îi aduc eu, n-a mai fost. Luați echipele totdeauna când eu am început campionatul, dacă am făcut treabă sau nu am făcut treabă. Dincolo de toate astea, credeți că Dinamo se salvează? Cu Stoican sau fără Stoican? Se salvează, că eu locul de baraj nu cred că ți le-a cineva. N-are cum să le-a. Degeaba, că și la Clincen sunt probleme mari de tot. Acum am mai supraviețit și o etapă, două. Dar e clar că Dinamo prinde barajul, așa ziceți. Da. Iar, cum iar la baraj nu... Liga a doua nu cred că vor fi probleme. Nu cred. În această perioadă în care dumneavoastră nu mai erați la Dinamo și ați tăcut, a fost o întreagă dezbatere privind noul selecționer. V-a deranjat că nu ați fost luat în calcul?
A, nu m-a deranjat, eu n-am fost luat niciodată în calcul. Nu se mai ține cont de rezultatele sau de performanțele care le-a făcut. Dar părerea mea, în aceeași situație și în aproape același moment a fost pus și Răzvan Lucescu. Acum, eu ridic mâna pentru Răzvan Lucescu. Adică acum, înainte să-l pună pe Iordănescu, aș fi zis în total de acord cu Răzvan Lucescu. Uh-huh. Experiența a trăit afară, era momentul potrivit ca el să fie pus. Am impresia că și Iordănescu aceeași greșeală face, nu el. El n-avea cum să renunțe când ești propus la echipă. Să refuze, da, avea cum să refuze. Da. Și eu v-am zis, în momentul când a renunțat la bani, eu v-am zis că ceva nu e ok. El totdeauna s-a bătut și avea argumente la Steaua, pentru că parcă nu mi se pare că n-a pierdut niciun meci. A doar primul, mi se pare că a avut o primul și după aceea 7 victorii consecutive. Da. Da, deci acum vedeți un moment el mai... El are contracte foarte bune, nu ca mine, că de-aia am zis, am revenit la Dinamo pentru că e Dinamo. Și Dinamo, păi ne dăm dinamoviști și venim la tine în emisiune și criticăm și ne dăm cu părerea. Eu am venit să și antrenez și am fost dispus să și ajut. Și vă spun în premieră, am vorbit cu o persoană care în care m-am oferit și am întrebat de ce nu vreți să cumpărăm amândoi echipa. Mi-a zis că încă nu e momentul sau ceva de genul ăsta sau nu e cazul acum sau ceva. Asta după ce ați plecat de la Dinamo? Nu, înainte. Înainte să plecă de la Dinamo. Înainte. Mm-hmm. Și știți care sunt datorile Dinamo în momentul de față? Dau 2 milioane și ceva bine, dar 2 milioane jumate sunt pentru DDB. Nu știu cum trebuie să dai, eu ca suporter dau bani, dar după aia ți dăm înapoi și ne așezăm la masa credală și să fie suma cât mai mare. Păi domnul Zăvălanu deci, spunea că caută cu disperare un investitor. Haideți, domnule, ce Dumnezeu, mă suna de la Kiev să-l sun pe Lucescu că nu dă de el să-i dea bilet să intre la meci cu Barcelona. Haideți, da? Cu Arabia, care eu știu, erau la hotel sau știu pe undeva. Ai, mă, ce Dumnezeu. Un om de afaceri, ce să ia de la Dinamo? Nici n-ai stadion, n-ai echipă. Dar o să fie stadion. Nu ai palmaret. De ce credeți că l-am abordat pe domnul Badea, da? Are palmaret. Și dacă n-ai palmaret, ce vrei să faci? Dacă domnul Badea se retrage, ești Dinamo Obor, Dinamo Ștefan cel Mare sau ce vreți dumneavoastră? Sau putem să spune că Dinamo e acolo unde se duce, unde se duc suporterii, da. Dar asta nu ține pentru mult timp. Deci pe domnul Badea l-ați abordat să cumpărați împreună? Da. Da. Și dacă e corect și asta, o să recunoască. Da? Da. Și atunci, din momentul ăsta, pe mine nu o să mă mai auziți la niciun interviu. Nu vreau să zică lumea că crez... Eu știu discuții, că deranjez echipa, stric atmosfera, dar am intervenit pentru că nu mi se pare normal ca unii jucători să decidă antrenorii. Nu mi se pare normal că la marea ședință care am avut-o să stau alături de Ilias și Ilias să se implice la viitorul și la soarta lui Dinamo. Deci nu mi se, sunt multe lucruri. Și atunci haide să nu ne mirăm că Dinamo e în situația în care e. Adică nu avem încredere într-un antrenor care a avut performanțe și care, eu știu, care se implică din toate punctele de vedere. Da? Ok? Domnule Rednic, după... V-am investit mult și... Stai, vă mulțumesc și eu, dar vreau să vă mai spun ceva. Vreau să vă mai spun ceva. Da, colegii mei mă informează că ar dori să intervină și Steliano Filip și vreau să vă întreb dacă doriți să intrați într-un dialog cu Steliano Filip. Nu vreau să. În regulă, și el mulțumesc. A zis că nu i s-a întâmplat niciodată, că după aia o să zic el, am auzit că a apărut un interviu în care a zis că niciodată nu i s-a întâmplat ca el să fie dat deoparte. Eu nu era dat deoparte, dar din moment ce el a transmis la antrenorul meu secund că el nu poate să joace decât fundaș stânga, cu toate că la ultimul meci parcă l-a văzut mijlocaș. Iar la echipele unde a fost el nu prea era titular și nu era nici în loc. Vorbesc de Viitorul, de Călăraș, de Hajduk, deci nu prea era acolo. Deci nu trebuie să fie surprins. Și eu la ce am spus la chestia cu media, și dacă vrei, trimit mesaj ca să vezi. Da? Și culmea e, cine crezi că a ridicat primul mâna ca să aboneze la hamburger? Da?
Nu mai zic, portarerul. Și când a tras la deaconul, n-a putut să ridice mâna. Haideți. Bun, mulțumesc mult, domnul Redi. Deci nu mai antrenorii, da? L-au lăsat pe Stoican în față și ei au stat ascunși. Au făcut două egaluri și un meci și au apărut și Zăvăleanu și Mureșan. Și au vorbit ei ce strategie, ce filozofie avem. Acum iar au dispărut. Deocamdată, poate reușim să vorbim și cu dumneavoastră. Să fiți sănătoși și numai bine. De voi. Numai bine, mulțumesc mult, domnul Rednic, pentru intervenție. A fugit la avungat războiul, așa că acum a stat liniștit. Bun, poate reveniți în Liga 1 și totuși vă mai vedem la interviuri. Da, n-am mai apucat să vedem cam ce opinie ar avea de revenire în Liga 1.